Comisarul Wojciechowski, îl citesc din nou, spunea că în deceniul 2010-2020 Uniunea Europeană a pierdut 3 milioane de ferme. Numărul a scăzut de la 12 la 9 milioane de ferme, iar în același timp vârsta unui fermier este de 57 de ani, mai mult de o treime dintre fermierii europeni, având peste 65 de ani. După cum știm, politica agricolă comună are o ramură care sprijină tinerii fermieri să se instaleze în mediul rural. Deocamdată pare a fi insuficient. Trebuie făcut ceva mai mult aici, domnule Irimescu. Sigur, cheia viitorului producției agricole este transferul către fermelor, către tineri agricultori. Asta este foarte, foarte clar. Problema este însă că tinerii agricultori au dificultăți în a accesa, a avea acces la terenuri și chiar la finanțare. În plus, și nu doar în România, ci în toată Uniunea Europeană, sigur că în condițiile în care fermierii, sigur, tinerii fermieri își desfășoară activitatea în mediul rural, ei sigur că nu au aceleași condiții de viață socială, să spunem, cum există în zonele urbane și de aici sunt multe probleme. Dacă vă uitați pe canale de televiziune din Germania, sunt emisiuni în care fermieri tineri, fermieri își caută soții pentru că doamnele nu prea doresc să mai ducă la țară să lucreze în agricultură. Deci sunt într-adevăr chestiuni reale. Ca stimulente, sigur, știți bine că s-a introdus de câteva reforme ale PAC, s-au introdus sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri, care a crescut la 100.000, acum posibil statul membru poate să aloce 100.000 de euro. În România se alocă 70.000 de euro pentru a da posibilitatea cât mai multor tineri să se stabilească în agricultură. Eu, împreună cu Consiliul European al Tinerilor Agricultori, am reușit în 2013 să introducem în 2007, practic, pentru perioada 2007-2013, un ajutor suplimentar de aproape 50 de euro pe hectar pentru tinerii agricultori, dar sigur încă sunt multe piedici și, așa cum spunea într-o conferință un om politic important, dacă nu vom mai avea tineri în agricultură, mâine nu vom mai avea ce mânca, pentru că, sigur, așa cum ați subliniat dumneavoastră, că a menționat și comisarul, numărul fermelor se reduce pentru că a reușit să fie competitiv din ce în ce mai greu în acest sector și atunci tot mai mult agricultura se concentrează în ferme mai puține pentru că nu foarte mulți fermieri își permit să investească masiv. Noile tehnologii, de exemplu, există utilaje care pot reduce cu până 90% pesticidele, dar acestea presupun investiții foarte serioase și în acest context sunt într-adevăr provocări deosebite pentru fermieri. De aceea mulți fermieri au renunțat la această activitate și cu certitudine acest lucru se va întâmpla și în continuare pentru că noile provocări de mediu și climă care sunt introduse în Green Deal impun investiții serioase în tehnologii moderne. Dacă ne referim la directiva emisii industriale, acolo sectorul zootehnic trebuie să reducă emisiile de metan și de amoniac, deci și de uree. Deci, practic, sunt investiții foarte serioase pe care fermierii mici nu le pot susține și probabil că și de aici cauza concentrării producției agroalimentare în cât mai puține ferme care, până la urmă, rămân în sistem pentru a produce pentru consumatorul european.